Mulți dintre voi ne-au întrebat care este cea mai scumpă mașină nouă creată vreodată. Ei bine, nu o să spunem că este mașina unicat prezentată de cei de la Bugatti și anume Lavatur Noir, care a fost declarată cea mai scumpă mașină nouă din lume. Cu toate că exemplarul unicat are un preț de achiziție exorbitant și anume de 16,7 milioane de euro, trebuie să nu uităm faptul că acesta încă nu a fost produs, urmează și vor dura ceva ani până o vom vedea pe stradă. Pentru cei ce nu știu, Bugatti a prezentat Lavatur Noir în acest an la Salonul Auto de la Geneva. Și după cum observăm, acesta prezintă elemente de design preluate de la legendarul Type 57. Din punct de vedere tehnic, Bugatti Lavatur Noir este echipat sub capotul cu o unitate de motorizare W16 capabilă să producă 1500 de cai putere și un cuplu maxim de 1600 de Nm. Ei bine, astăzi nu vom vorbi despre Bugatti Lavatur Noir, pentru că momentan nu este cea mai scumpă mașină nouă creată vreodată. Surpriza, poate pentru unii, poate pentru alții nu, este Rolls-Royce Swept-L, un model Phantom modificat, care a fost prezentat în urmă cu 2 ani la concursul de eleganță Villa d'Este. După cum spunea și președintele companiei Thurston Müller Otvos, zvonurile că noua mașină ar costa peste 12,8 milioane de dolari sunt nu altceva decât speculații. Însă, tot el este de părere că mașina este destul de scumpă și că acest model unic a fost construit cel mai probabil pentru a fi cea mai scumpă mașină nouă creată vreodată. Nu se știu foarte multe lucruri despre cumpărător, însă clientul misterios a luat legătura cu producătorul de mașini de lux din Goodwood și singurul lucru de care n-au vorbit a fost prețul final. A fost un vis și nu un preț stabilit înainte, după cum susțin reprezentanții Rolls-Royce. De-a lungul întregului proces de construcție, clientul a colaborat cu inginerii de la Rolls-Royce la fiecare detaliu legat de această creație unică, astfel că a fost la curent cu prețul fiecarei modificări aduse modelului. La final, visul a devenit realitate, iar acesta a costat ceva bani. Despre ce sumă poate fi vorba? Ei bine, mulți dintre jurnaliștii internaționali susțin că prețul s-a apropiat undeva de 12,8 milioane de dolari. Aceasta înseamnă că Rolls-Royce Swept-L este momentan cea mai scumpă mașină nouă produsă în zilele noastre. Așa. Ce mai știm este că modelul Rolls-Royce Swept-L folosește platforma lui Phantom Coupé, dar caroseria și interiorul au fost proiectate după gustul clientului. Este pentru prima dată când un client alege să se implice atât de mult într-un proiect, iar dezvoltarea lui Swept-L a durat 4 ani. Un alt lucru extrem de interesant este că și caroseria a fost lucrată manual, interiorul abundă în accesorii realizate din lemn nobil, iar în habitaclu pot călători doar două persoane, pentru că aceasta a fost dorința cumpărătorului. Clientul misterios a fost profund impresionat de caroseriile Rolls-Royce din anii 1920 și 1930, iar interiorul a fost inspirat de iahturile de lux. După cum puteți observa, partea frontală a lui Swept-L oferă blocuri optice noi, un spoiler modificat și probabil cea mai mare grilă frontală oferită în era modernă de către cei de la Rolls-Royce. O veste bună pentru cumpărător este că Swept-L va rămâne o mașină unică în lume. Englezii nu vor să mai permită vreunui alt client să comande o asemenea mașină și să se implice atât de mult în producția ei. Se pare că experimentul nu va mai fi repetat pentru că există riscul de a lansa un model care nu se identifică cu brandul. Nu credem că vom repeta vreodată nivelul de implicare al acestui client pentru mașina noastră. Nu pentru că nu ne dorim asta, ci pentru că există mereu riscul ca un client să se interpreteze greșit, ținta proiectului. Există riscul de a da naștere unei mașini care nu se potrivește cu brandul sau profilul clienților noștri.
Există posibilitatea să oferim și alte mașini construite la comandă, însă raportarea la client va fi diferită. Noi vom crea exemplarul unic și apoi vom încerca să-l vindem unui client potrivit. Este o idee și nu un plan, dar am putea activa în direcția aceasta, a declarat un oficial Rolls-Royce. Tot el a susținut că nașterea unei mașini unice ridică multe probleme și la nivel de siguranță, pentru că există posibilitatea ca o mașină să nu treacă anumite teste. Acesta este unul și din motivele pentru care Rolls-Royce a decis să păstreze capota lui Phantom atunci când a desenat Swift.